Cele trei avioane au decolat la prima oră din baza Montreal, Portugalia, au aterizat la Aviano, Italia, pentru realimentare, iar spre seară au ajuns în baza 86 Borcea. În România auzisem că a nins un pic, după cum vedeți totul este foarte bine, așteptăm să vină sărbătorile, să ne odihnim un pic, după care la anul ne apucăm iar de treabă. Forțele aeriene române au acum 6 piloți și 9 aparate F-16. Pregătirea pentru zbor continuă în Portugalia, iar la primăvară alți 3 piloți români vor fi gata să preia avioanele de luptă. Între timp, la baza 86, cei doi instructori români, ajutați de un portughez, vor începe să formeze noi piloți de F-16. Într-adevăr, în viitor apropiat, adică începând din ianuarie, vom începe să pregătim noi piloți pentru a ne atinge obiectivele care le avem. Avem mai multe termene, avem diverse stagii de operaționalizare. Procesul de operaționalizare este deja început și primele stagii acestea vor fi îndeplinite anul viitor. Escadrila de F-16 va putea să participe la misiuni de poliție aeriană abia peste 2 ani. România a plătit 628 de milioane de euro pentru avioanele pe care le vedeți, care au fost modernizate, motoarele au fost schimbate, pentru trainingul, pentru antrenamentul piloților și al tehnicienilor. Au fost peste 80 de oameni pregătiți timp de 2 ani în Portugalia și nu în ultimul rând pentru armament. Deci întreg pachetul a costat aproape 630 de milioane de euro.